Doamnelor și domnilor, iată care sunt știrile zilei. Făgărașul are de ani buni probleme grave cu transportul public de călători. Rentabil în urmă cu 10 de ani, când activitatea de pe platforma chimică era întoi, pas cu pas firmele de transport local care au făcut afaceri la Făgăraș nu și-au respectat obligațiile contractuale. Așa s-a întâmplat și acum, iar patronul din județul Ilfov, care a semnat acum 6 ani cu municipalitatea un contract de servicii, a fost chemat ieri de conducerea orașului să explice de ce efectuează transportul public doar cu un singur microbuz. Pompierii făgărășeni au avut parte de două descoperiri macabre în timpul unor acțiuni de deblocare de uși de apartament pe parcursul a doar 4 zile. Astfel, în 18 ianuarie, au forțat ușa de la intrare într-un apartament unde a fost găsită proprietara, decedată. La doar 4 zile distanță, în 22 ianuarie, o altă solicitare similară, unde din nefericire o femeie de 72 de ani zăcea fără suflare. Gripa și virozele din această perioadă îi țin pe mulți elevi și preșcolari acasă. Au existat cazuri în școli când mai bine de jumătate din efectivul unei clase a fost izolată de restul colectivului de teama contaminării. Conducerile unităților de învățământ au luat măsurile preventive impuse de Direcția de Sănătate Publică și de Ministerul Educației, după ce la nivel național boala le-a fost fatală unor persoane infectate cu virusul gripal. Făgărășenii care aleg transportul local de călători se înghesuie de mai bine de o lună într-un microbus de doar 19 locuri. Restul persoanelor stau în picioare și sunt elevi care merg la școală în fiecare zi, dintr-un capăt în celălalt al orașului, sau cetățeni care locuiesc în cartiere mărginașe. Transportatorul a scos autobuzul din circulație pe motiv că este defect. Dar mai vrea ceva, să scumpească biletul de călătorie de la 2 lei cât este în prezent, la 5 lei, pe motiv că s-au scumpit carburanții. La primărie a fost convocată o întâlnire cu patronul firmei și s-au pus în vedere condițiile colaborării viitoare. Sperăm ca în cel mai scurt timp, o săptămână, maxim două, să fie adus la Făgăraș autobuzul de 70 de locuri care a fost inițial pentru Făgăraș, pentru noi, care se află acum în reparație și va fi reparat cât se poate de repede. La Făgăraș au existat perioade în care nu am avut transport local de călători. Acum microbuzul nu face față numărului mare de călători și are un traseu pe care îl parcurge în 45 de minute. Dacă reprezentanții firmei de transport susțin în continuare mărirea de preț la biletul de călătorie, la jumătatea lunii februarie se va organiza o dezbatere publică pentru motivarea acestei măsuri, însă municipalitatea susține că nu va accepta scumpirea biletului și speră să nu se ajungă la rezilierea contractului cu transportatorul. Ieri am avut o discuție constructivă cu transportatorul. Nu se pune în discuție rezilierea contractului. Transportul public local va continua. Pentru anumite categorii sociale, biletele de călătorie sunt subvenționate de administrația publică locală prin Direcția de Asistență Socială. Elevii și pensionarii cu 50%, persoanele cu handicap și însoțitorii lor cu 75%, la fel și văduvele și veteranii de război. Stingerea incendiilor și intervențiile ce presupun descarcerarea sunt, din păcate, la ordinea zilei pentru pompieri. În ultima săptămână însă, pompierii făgărășeni au avut de-a face cu două cazuri macabre. Au intervenit la deblocările de uși de la două apartamente. La o distanță de doar 4 zile, două femei în vârstă care locuiau singure au fost găsite în casă fără suflare. Primul caz, în 18 ianuarie, în cartierul Negoiu. Poștărița a dat alarma la 112 după ce au observat că o bătrână de 80 de ani avea cutia poștală doldora de plicuri cu facturi. La doar 4 zile distanță, un alt caz similar. Vecinii unei locatare în vârstă de 72 de ani de pe strada 1 decembrie 1918 au chemat pompierii pentru că suspectau că s-a întâmplat ceva grav. În ultima săptămână, detașamentul de pompieri Făgăraș a intervenit la aproximativ 28 de situații de urgență.
În două situații dintre acestea s-a intervenit pentru deblocarea și facilitarea accesului în apartamente. Au fost identificate la fața locului două persoane de sex feminin în vârstă de 80 de ani, respectiv 72 de ani, care din păcate erau decedate. Acestea două persoane, bineînțeles, se aflau în locații diferite. Am intervenit cu autospecială cu apă și spumă, cu auto specială de descarcerare. Într-una dintre situații, accesul s-a făcut pe fereastra apartamentului, deoarece ușa era metalică și mult mai ușor am putut pătrunde pe fereastră. Militarii acestei arme au de-a face aproape în fiecare zi cu cazuri din cele mai diverse. Din acest motiv, alături de colegilor din Brașov, dar și din toată țara, se antrenează pentru a face față provocărilor. Colegii din Făgăraș se confruntă zilnic cu situații de urgență. O parte din personalul Inspectoratului pentru Situații de Urgență în această săptămână au desfășurat un curs de pregătire la detașamentul de pompieri Făgăraș. Luna ianuarie încă nu s-a încheiat, iar de la începutul anului și până în prezent, pompierii au avut de-a face cu aproape 30 de intervenții. Cazurile de gripă au crescut alarmant și la Făgăraș. Dacă zilnic la spital sunt preluate 5 sau 6 persoane și grădinițe sau școli, alerta este maximă după ce mulți copii s-au îmbolnăvit, iar conducerile unităților de învățământ au luat măsuri urgente. Astfel, la una dintre școli am descoperit că la grupurile sanitare există în permanență săpun lichid și este apă caldă pentru ca elevii să se poată spăla pe mâini după ce merg la toaletă. În această săptămână, având în vedere situația la nivel național, să spunem, referitoare la îmbolnăviri, răceli sau situații de gripă care s-au constatat, pot spune că elevii au frecventat școala, însă au existat și există și cazuri în care copiii sunt răciți și asistenta medicală, în urma îndrumărilor primite de la DSP, i-a îndrumat să meargă la medicul de familie și să urmeze tratamentul pe care aceștia îl prescriu. Tot la această școală, într-o clasă a șaptea, mai bine de jumătate dintre elevi nu au venit într-o zi la școală și bine au făcut, susțin profesorii, pentru că exista riscul să-și îmbolnăvească și colegii. Într-o singură sală de clasă, la o clasă de a șaptea, în ziua de marți, au existat, să spun, jumătate din efectivul de elevi al clasei, dar în următoarea zi deja veniseră mai mulți. După cum ați putut observa și la știrile, să spunem, din mass media națională, inclusiv conducerea ministerului nostru, ne-a sfătuit, ne-a îndrumat să luăm aceste măsuri legate de, să spunem, izolarea sau rămânerea elevilor bolnavi sau care prezintă simptome de răceală, de gripă, să rămână acasă. Ministerul Educației transmite că din cauza creșterii cazurilor de gripă, în toate școlile din țară se va efectua zilnic, la începutul orelor de curs, un triaj epidemiologic în vederea identificării preșcolarilor și al elevilor cu febră, tuse, strănut, stare fizică alterată. Aproape 30 de persoane din țară au murit în acest sezon din cauza gripei, informează Institutul Național de Sănătate Publică.